Bună ziua, dragii noștri cititori Herald, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul campaniei Istoria și Doctrina Francmasoneriei. Este astăzi alături de noi domnul profesor Vasile Zecheru, coordonator al colecției Arta Regală. Și în cadrul acestei frumoase campanii vom vorbi despre Jean-Marie Ragon, un autor prezent cu două cărți în colecția Arta Regală. Este vorba despre Ortodoxie Masonică, Istorie, Rituri, Doctrine și, de asemenea, tot de Jean-Marie Ragon, Masonerie Ocultă și Inițiere Hermetică. Câteva cuvinte despre prima carte. Masoneria susține că există o cale de viață superioară și mai tainică decât aceea pe care călcăm de obicei și că atunci când lumea exterioară își pierde atracția pentru noi și se dovedește cumva insuficientă pentru împlinirea nevoilor noastre mai adânci, vom fi siliți să ne întoarcem în noi înșine, să batem la ușa lumii noastre interioare. Pentru această lume interioară și pentru calea care duce la ea, masoneria ne promite lumina, ne trasează jaloanele și arată condițiile care ne permit progresul. Iată un autor foarte important în această colecție, în colecția Arta Regală, Jean-Marie Ragon. Vorbim prima dată despre autor, cine a fost Jean-Marie Ragon și apoi despre cele două cărți foarte importante, Ortodoxie Masonică și Masoneria Ocultă și Inițierea Hermetică. Domnule profesor. Bună seara, vă spun pentru început, dumneavoastră și celor care ne urmăresc. Încă o dată, felicit editura că a avut această inițiativă să facă un pic de vâlvă în jurul acestei colecții fabuloase, intitulată Arta Regală. Iată că în această seară vom vorbi despre unul dintre autorii importanți, Jean-Marie Ragon, cel care ne onorează cu două cărți în colecția noastră, acelea pe care le-ați invocat și dumneavoastră, Ortodoxie Masonică, prima carte, a doua, Masonerie Ocultă și Inițiere Hermetică. Câteva cuvinte despre autor, așa cum m-a îndemnat să o fac. Este un intelectual, aș putea spune, aristocrat, a avut parte de o copilărie și de o adolescență fericită, a putut să-și desăvârșească educația, se naște în familia unui notar înstărit, într-un orășel din Belgia de astăzi, Bray-sur-Seine se numește, pe lângă Bruges. Face școală serioasă. S-a născut la 1781, astfel încât evenimentele importante de la începutul secolului al XIX-lea, cele declanșate de perioada napoleoniană, îl găsește ca fiind un om matur, pe deplin consolidat sub aspectul fizic și intelectual. Și de aceea, într-un fel, cărțile lui sunt și o mărturie importantă despre acea epocă plină de frământări. Și masoneria a fost cuprinsă în tot acest vârtej și vom vedea în continuare ce s-a întâmplat. La 23 de ani, la o vârstă destul de fragedă, Jean-Marie Ragon este inițiat în masonerie. Face, să spunem așa, ucenicia la o lojă din Bruges. Peste puțin timp îl găsim la Paris, unde reia legăturile cu frații din capitala Franței, capitala Imperiului de atunci. Și pentru că era un om cult și pătruns de spiritul masonic, citiseră mult la vremea respectivă, loja este onorată să aibă printre membrii săi un asemenea intelectual de marcă, precum s-a dovedit a fi Ragon. În sfârșit, știți, perioada
destul de tulbure din acea vreme. Regimul Napoleon cade în 1814, masoneria îl trădează, ca să spun așa, și trece cu arme și bagaje în tabăra regalității. Peste un an, în 1815, când revine Napoleon, masoneria revine în tabăra lui Napoleon. Aceste oscilații, sigur, sunt taxate, adică este clar că masoneria nu avea busolă în acea perioadă. De altminteri, Napoleon a fost unul din marii profitori ai acestui fenomen inițiatic care bântuia în toată Europa la vremea respectivă. Și vă voi spune pe scurt cum folosea Napoleon în slujba interesului său personal această organizație. Întâi de toate, în toate regimentele franțuzești erau două sau chiar trei loji funcționau în cadrul acestor unități militare, alcătuite din ofițeri, dar nu era o restricție în funcție de grad, era o apartenență în funcție de posibilitățile intelectuale ale fiecăruia. Erau aleși cei care intrau în masonerie. Când Napoleon cucerea un teritoriu, să presupunem că intra în Germania, regimentul era staționar într-un anumit oraș. Acolo, masonii francezi din regiment luau legătura imediat cu masonii germani. Exista această posibilitate rapidă să se recunoască între ei și să producă evenimente comune, întâlniri ținute masonice, cum se spun, agape masonice, în care oarecum fraternizau francezii cu germanii, că am luat acest exemplu. Și bineînțeles că influența franțuzească era în ofensivă în acel moment. Germania, nu e vorba numai de Germania, la fel se întâmpla și în Rusia, și în Austria, și în Italia, peste tot unde găseau loji masonice, lojile franțuzești intrau în legătură cu frații de acolo. Și astfel se crea o comuniune și imediat interesul francezesc era promovat prin masonerie. Mai mult decât atât, Napoleon își numește în vârful organizației masonice pe fratele său, Joseph Bonaparte, secundat de un anume Cambaserei, care era foarte apropiat cauzele. Fouché, ministrul de interne, făcea și el parte din Marele Consiliu. Iată cum de la vârf era orientată masoneria către interesele pe care îi serveau lui Napoleon, care, fie vorba între noi, avea o impresie proastă despre masonerie. El nu era inițiat, însă vorbește destul de denigrator la adresa acestui fenomen. Revenind la Ragon acum, Ragon trece și el prin toate aceste bulversațiuni ale istoriei și este și el marcat de toate aceste evenimente. În 1820, Ragon pleacă din Franța în interes de serviciu în Statele Unite, în America. Nu știm dacă a luat contact aici, în America, cu frații americani, masoneria fiind destul de puternică în acea perioadă. Era o masonerie oarecum pro-britanică, oarecum coloana 5 a coroanei britanice în teritoriul american, ca să folosesc așa sintagme din gazetărie. Și astfel se cam pierde legătura este invizibilă legătura dintre Ragon și masonerie în această perioadă. În sfârșit, târziu, foarte târziu, ne dăm seama că, de fapt, Ragon a rămas conectat la tematica și problematica masonică, pentru că în 1853 scoate această carte, Ortodoxie masonică. Ea nu poate fi ocolită. Toți istoricii s-au întors și îl comentează, îl citează în mod copios pe Ragon. Cartea este
are o temă fundamentală despre care, dacă o să-mi permiteți, o să dezvolt puțin. Însă, cartea reprezintă și o mărturie a unui intelectual lucid privind evenimentele la care el a participat. Cam acesta este personajul nostru. Moare în 1862, la o vârstă respectabilă, 80 și ceva de ani, 81-82 de ani. Acesta a fost fratele Ragon, ca om, ca personaj. Vreau să vă întreb legat de prima lui carte. E un titlu care intrigă. Într-o oarecare măsură, și trebuie să recunosc că momentul în care am răsfoit această carte într-o ediție anterioară, pentru că ea a fost reeditată, și mi-aduc aminte, cred că am luat-o undeva în urmă cu vreo 10 ani, 8 ani, 9 ani. Înainte ca această colecție frumoasă să se înființeze, colecția Arta Regală, m-a intrigat foarte mult asocierea dintre ortodoxie și masonerie. Dar bineînțeles că vorbim despre cu totul și cu totul altceva, pentru că, în general, titlurile cărților din colecția Arta Regală sunt suficient de explicite și pe înțelesul, nu neapărat al specialiștilor, dar pe înțelesul publicului larg pasionat de literatura de specialitate masonică. Ori în momentul în care am văzut, recunosc, ortodoxie masonică, m-am gândit, Doamne, dar cu ce se mănâncă? Și atunci, de fapt, ne dăm seama că și cuvântul ortodox, de fapt, înseamnă altceva și nu se limitează conceptual, să-i spunem ca termen, nu se limitează doar la ceea ce știm noi, când folosim în mod uzual cuvântul ortodoxie sau creștinismul ortodox. Doar aici întâlnim acest cuvânt, dar el are și alte conotații și ține cumva de partea aceasta de organizare a masoneriei. Nu numai pe dumneavoastră v-a intrigat titlul. Am întâlnit, vă voi spune pe scurt, foarte pe scurt, pe două cazuri. Un mason pe care l-am întâlnit-o și care era destul de avansat în ceea ce privește înțelegerea. Când a auzit sintagma asta, ortodoxie masonică, s-a strâmbat și că, doamne, nu sună bine că amestecăm ortodoxia cu masoneria, nu știu ce. Bine, i-am spus, zic, că această sintagmă nu este inventată de mine. Eu am folosit-o în mod curent, așa, într-o discuție. Ea este titlul unei cărți și fondul cărții se referă la cu totul altceva. După aceea, asta e prima întâlnire. A doua întâlnire, la un târg de carte, aveam cartea aceasta în mână, acum vreo câțiva ani. Cartea a apărut în 2017 și eram la un stand de carte și țineam cartea în mână. Și a venit un preot către mine, îmbrăcat în sutană, așa cu degetul amenințător, vreți să amestecați masoneria în ortodoxie? Ce înseamnă asta, ortodoxie masonică? Noi suntem ortodoxi, nu suntem. Zic, părinte, nu are nicio legătură. Cartea se numește Ortodoxie masonică. După aceea am văzut comentarii pe internet pe această temă. În sfârșit, ca să reducem pe scurtătură așa toată această discuție și să o îndreptăm către categoriile care se impun a fi subliniate aici, ortodoxie masonică înseamnă, pe scurt, dreapta credință masonică. Există o cale masonică despre care am vorbit. Se numește Arta Regală această cale. Se mai numește și calea de mijloc, cumva. Calea de mijloc iar este preluat sintagma din budism și iar suntem, masoneria este acuzată că amestecă lucrurile. Nu amestecă deloc. Ragon vorbește foarte exact în cartea lui despre un fenomen care urmărește ca o umbră istoria francmasonerii și anume despre regularitatea masonică. Sunt multe studii și multe cărți, nu s-a căzut de acord asupra acestui subiect. Regularitatea masonică înseamnă conformitatea cu tradiția inițiatică veche de când lumea.
Aceasta este pe scurt ortodoxia masonică, regularitatea cu tradiția inițiatică. Bine, sunt cuvinte, în spatele lor sunt atâtea explicații de adus aici. Regularitate, regulă, riglă. Rigla simbolizează regula. Așa cum în ortodoxie, ca să luăm cuvântul ăsta, sunt canoane, în masonerie sunt landmark-uri. E același lucru. Similar înseamnă niște reguli, niște cerințe pe care să le îndeplinim. Nu înseamnă, din ceea ce spun eu, că masoneria este la concurență cu religia. Nici pe departe. Masoneria este o tradiție inițiatică. Punct. Mai departe, mai mult de atât, nu se poate spune. Masoneria înseamnă ezoterismul și religia înseamnă exoterismul. Și religia ortodoxă are un ezoterism al său. Trebuie înțeles că ezoterismul acela din religia ortodoxă este identic egal cu ezoterismul promovat, ezoterismul autentic, promovat de orice spiritualitate din lume. Pentru că există o regulă aici, aceea pe care a stabilit-o la nivel conceptual Mircea Eliade. Se numește universalitatea sufletului uman. Sufletul uman este unul, unul singur, peste tot. În dumneavoastră este o proiecție a acestui suflet mare, în mine este o altă proiecție și prin aceasta suntem frați între noi. Sufletul acela, dacă vreți, acela mare, sufletul lumii, putem să-i spunem simplu Dumnezeu. Iar este un cuvânt. În spatele acestui cuvânt sunt niște înțelesuri pe care va trebui să le deslușim. Vă spuneam că nu s-a căzut de acord asupra acestui concept. Se fac confuzii mari. Spre exemplu, spun unii că a fi regular înseamnă să fii într-o anumită organizație, care la rândul ei este recunoscută de o altă organizație, ca un centru de putere masonică, ca un centru de recunoaștere. Acest lucru este total greșit, este o eroare fundamentală. Este ca și cum unui om îi poți da un certificat că este sănătos. Regularitatea este starea de sănătate a masoneriei. Dacă ea este conformă cu tradiția, cu regulile vechi și face ceea ce are ea de făcut, atunci este regulară. Dacă nu face ceea ce are de făcut, atunci este pseudo-inițiatică, adică este o falsă organizație inițiatică. Ba mai mult, René Guénon introduce o sintagmă și mai dură, și anume contrainițierea. Uneori, organizațiile inițiatice întorc lucrurile, întorc sensul și nu mai sunt nici măcar pseudo-inițiatice. Pseudo-inițierea înseamnă o joacă. Ne jucăm cu șorțulețe și credem că suntem masoni. Sau ne dăm insigne între noi, ne dăm medalii, ne dăm diplome și credem că asta ne conferă o anumită consistență lăuntrică. Nici pe departe. O diplomă este o diplomă, o coală de hârtie și un pin pe care îl punem în piept este tot la fel un pin. Sunt frați care au colecții întregi de medalii. Ei nu sunt cu nimic mai înalți din punct de vedere spiritual decât orice alt profan. Pur și simplu au o colecție în plus de obiecte acasă. Nu le aduce niciun folos. Ar putea, le dau un sfat acum, să le arunce mâine la gunoi și să se apuce de treaba adevărată, dacă au fost cât de cât pătrunși de acest spirit. Cam aceasta este legătura cu ortodoxia masonică. E o întreagă discuție în sensul ăsta. Sunt multe centre de recunoaștere în lume, vreo trei importante și oarecum se naște cam al patrulea acum. Trei centre de recunoaștere. În spatele fiecărui acestui centru de recunoaștere sunt organizații, obedienți se numesc. Obedience din franceză înseamnă ascultare. Și călugării fac ascultare. La mănăstire ei fac ascultare. Asta fac călugării, obediență. Dacă vreți, noi am preluat noi. Masoneria a preluat acest termen, să zicem așa, puțin mai cosmopolit, însă, de fapt, este pe conținut, este același lucru. Mă opresc, mai întrebați-mă dumneavoastră
ca să direcționăm discuția și către carte un pic. Da, ce vrea de fapt sau care este scopul acestei cărți? Pentru că noi într-o intervenție anterioară am recomandat cărțile din colecția Arta Regală. Ce are specific această carte a lui Jean-Marie Rago? Pe lângă faptul că vorbim despre ortodoxie masonică, vorbim despre, ca subtitlu al acestei cărți și bineînțeles și partea de conținut, vorbim despre istorie, rituri și doctrine. În mod paradoxal, Ragon este cu această carte a lui și un om care a conștientizat la vremea respectivă, ca nimeni altcineva, importanța acestei regularități, dar și un păcălit. Acesta este statutul lui și vă voi explica despre ce este vorba. Prin cartea sa, Ragon se arată un spirit conștient de importanța acestei dimensiuni a fenomenului inițiatic, regularitatea, adică ortodoxia, cum o numește el, dreapta credință masonică. Trebuie să nu ne abatem de la dreapta credință, să înțelegem bine care este această credință, care sunt aceste principii călăuzitoare și să le promovăm cu toată convingerea. Este păcălit pentru faptul că el proclamă suscitare în 1853 că a fi regular înseamnă a fi în obediența Marelui Orient al Franței. În 1877, Ragon muriseră de câțiva ani, 1877, Marelui Orient al Franței este declarat iregular dintr-un anumit motiv. Așa încât, dacă ar fi trăit Ragon, ce ar fi făcut el atunci? Mai întâi spunea că e de ajuns un petec de hârtie, o patentă, așa se numește, patenta pe care Marele Orient al Franței o conferea unei loji. Și din acel moment, Ragon zicea, domne, ai patentă, ești regular. Această logică simplistă este perpetuată și astăzi în multe obediențe. Fac o paranteză, acum suntem în epoca explosiei obediențiale. Au apărut așa de multe obediențe încât ne rătăcim în tot acest hățiș de organizații inițiatice. Eu le-aș spune mai degrabă pseudo-inițiatice, pentru că sunt foarte puține acelea care fac cu adevărat ceea ce trebuie să facă ele. Aceasta a fost marea contradicție a cărții. Practic acum, dacă vreți așa să fim puțin mai răi ca de obicei, cartea este depășită. Cartea are doar meritul că lansează această sintagmă și ne pune în situația să gândim asupra ei și să vedem ce avem cu adevărat de făcut, să orientăm tot acest efort și tot acest elan animant în direcția cea bună, constructivă. Cam aceasta este situația controversată în care s-ar afla acum Ragon. Referitor la cea de a doua carte, la cel de-al doilea titlu al lui Jean-Marie Rago, Masonerie ocultă și inițiere hermetică, carte, cum spuneam, publicată în colecția Arta Regală și care face parte din campania Istoria și Doctrina Francmasoneriei. Ea se adresează celor preocupați de științele ezoterice, exact ce spuneați puțin mai devreme, apropo de cele două căi din fiecare tradiție spirituală, așa cum ca tradiție inițiatică este și masoneria calea exoterică, calea largă, și calea ezoterică, calea mai îngustă, mai strântă. Volumul este structurat în două părți destinate studiului masoneriei oculte, respectiv al masoneriei filozofice, numită și inițiere hermetică. Emanată din marile mistere antice despre care noi am mai vorbit, masoneria ocultă și filozofică îi revelează omului misterele naturii sale, precum și modalitatea prin care poate accede la perfecțiune și fericire. Și bineînțeles, noi am mai vorbit și de, pe lângă filozofia hermetică, de la numele celui mai mare dintre toți înțelepții, Hermes Trismegistus,
sau supranumit cel de trei ori mare, și cumva rădăcinile venind din istorie, noi am mai discutat cel puțin 2000-2500 de ani, dacă e să mergem doar de la Pitagora și de la Platon. Să-mi permiteți să pornesc cu a doua. Într-adevăr, în această carte sunt de fapt două cărți. Una care se ocupă de subiectul masoneriei oculte, iar cealaltă de subiectul inițierea hermetică. Să-mi permite să pornesc cu inițierea hermetică. Tradiția presupune o continuitate. Este greu de probat continuitatea în general, dar există un fir subțire care conduce la acest raționament de continuitate. În paranteză fie spus, Genos face afirmația că francmasoneria și companionalul sunt singurele organizații occidentale cu pretenții inițiatice, autentice. Și așa este. Ori aici, Ragon vorbește despre inițierea hermetică. Hermetismul a fost un curent misteriozofic, filozofic, care a funcționat în urmă cu 2000 de ani, în perioada când se năștea Alexandria ca oraș important în lumea mediteraneană și până, să spunem așa, până la perioada apariției creștinismului s-a dezvoltat acest curent hermetic legat de numele lui Hermes, cum a spus și dumneavoastră. Nu putem vorbi la 1800 și ceva, când a scris Ragon cartea, despre o inițiere hermetică. S-a pierdut această inițiere. Hermetismul revine în Europa, odată cu traducerea din latină a celebrului Corpus Hermeticum, cartea pe care legenda spune că ar fi scris-o Hermes, literatură hermetistă apărută în acea perioadă. Deci, la Renaștere, Marsilio Ficino, un celebru cărturar, a făcut această traducere. Și din acel moment, lumea a înțeles că aristocrația din acea perioadă a înțeles că este nevoie de o recuperare a acestui uriaș vulcan ezoteric din antichitate. Și astfel s-a dezvoltat în Europa ceea ce numim noi alchimie, care nu este altceva decât un hermetism aplicat, anume direcționat ca să producă efecte, vopseluri, medicamente, parfumuri, a produs foarte multe efecte. Sigur, aceasta este partea vizibilă a alchimiei. A produs și acea transformare lăuntrică. Alchimistul se retrăgea în laboratorul lui și acolo, în liniște, în tăcere și în izolare, nu făcea altceva decât să fie concentrat pe cunoașterea sinelui, adică schimba perspectiva, nu mai era preocupat de cunoașterea exterioară, se întorcea către sine. Acesta, să spunem așa, este mai mult o creditare a fenomenului alchimic. Nu știm foarte exact, n-au rămas urme ale acestui proces, au rămas mărturii, au rămas mici sublinieri. Așa încât să vorbim despre o inițiere hermetică pe vremea lui Ragon este cu totul fantezist. Imaginativul uman a luat-o puțin razna. Nu există o asemenea inițiere hermetică. Există însă cărți de hermetism, unele chiar foarte moderne, care transmit acest fior al devenirii lăuntrice. Fac trimiteri la această cale. De altfel, și modul este organizată această carte nu vorbește despre o inițiere, vorbește despre Hermes ca personaj, vorbește despre alchimie, despre filozofia hermetică, vorbește despre animalele simbolice, adică niște simboluri, plantele hieroglifice, lucruri generale care țin de o anumită cultură. Sigur, este bine că ele sunt strânse aici, dar ca să vorbim despre o inițiere este prea mult. Inițierea înseamnă
să-l zgudui pe aspirant și să-l îndrepți cu fața către adevăr, adevărul cu majuscule, către cunoașterea de sine. Aceasta înseamnă inițiere. Ori ceea ce ne spune aici Guénon este doar așa, o joacă pe marginea acestui subiect. Acum, cea de-a doua carte, nu vreau să-l desfințez pe Ragon. Cartea este importantă din acest punct de vedere, prin faptul că aduce în atenția cititorului din secolul 21 astfel de subiecte. Dar vreau în același timp să fim și luciți când preluăm aceste informații. Cea de-a doua parte, care este partea întâi, de fapt, că am început invers, de la coadă spre cap, masoneria ocultă. Masoneria a fost întotdeauna ca fenomen cu un picior în știință și cu un picior în magie, în ocultism, să spunem așa, în secolul al XIX-lea, în mod deosebit. S-a dezvoltat, cel puțin în Franța, și nu numai în Franța, și în Anglia, și în America, în Germania, s-a dezvoltat și la noi. HD-ul, gândiți-vă că a fost un mare savant și s-a ocupat de spiritisme. S-a dezvoltat acest fenomen al ocultismului occidental, un fenomen prodigios la care participau oameni importanți, politicieni, militari, preoți, artiști, scriitori, oameni care participau inclusiv cu fonduri bănești, s-au vehiculat fonduri importante în această perioadă. Gândiți-vă că am mai vorbit la emisiunile dumneavoastră despre societatea teozofică, ce fonduri se vehiculau acolo. Aveau peste 100-200 de mii de oameni potentați din toată lumea, membri în societatea teozofică. Toți participau, nu doar cu cotizații, cu donații, cu sponsorizări, ca să folosim un termen modern, bani grei s-au învârtit în acea perioadă. Pe ce? Pe un fenomen care s-a dovedit a fi pseudo-inițiatic. Nu era în măsură să producă efectele pe care le proclama. Iată, capitolele pe care le nominalizează Ragon aici în carte, la partea aceasta cu masoneria ocultă, despre magnetism, despre somnambulism, despre taumaturgie, despre psihologie, nu se inventaseră psihologia ca știință atunci, dar mă rog, despre frenologie, subiecte care nu au nicio legătură cu masoneria. Repet, o spun în deplină cunoștință de cauză. Au legătură cu un ocultism vulgar, care își propunea obținerea unor efecte la vremea. Erau și mulți oameni creduli care se lăsau angajați în astfel de demonstrații. Dacă îi dispărea lui durerea de cap la un moment dat, sau dacă reușea să doarmă mai bine după un asemenea exercițiu ocult, el credea că a reușit marea cusarea. Ori aceste lucruri au fost demontate de-a lungul timpului de către știință. Știința acum produce și ea asemenea mecanisme, dar care sunt patentate tocmai în baza unor condiționări fiziologice, neurologice. O anumită credință, o anumită vizualizare îți dă reușită. Știți, spre exemplu, este arhicunoscut efectul placebo. Poți să te vindeci de o boală internă bând un pahar cu apă rece și crezând că paharul ăla cu apă rece produce efectele respective. Sigur, acum par aceste preocupări ale lui Ragon par marginale, chiar sunt marginale în legătură cu fenomenul masonic, cu autenticul fenomen masonic. Numai că la vremea respectivă oamenii credeau în astfel de lucruri. Cam aceasta este cartea. Cartea este valoroasă pentru, să spunem așa, cei care vor să facă un fel de arheologie spirituală și vor să afle mai multe, să vadă cum a evoluat acest fenomen și cum, de la ce a pornit și de la ce credințe. Acele credințe nu mai sunt valabile astăzi. Ele au fost pulberate de către mersul lucrurilor, de către știință în principal. Cam asta este.
Dragii noștri, am vorbit astăzi alături de domnul profesor Vasile Zecheru despre un autor foarte important cu două titluri în colecția Arta Regală a editurii Herald, Ortodoxia Masonică, Istorie, Rituri, Doctrine și de asemenea Masonerie Ocultă și Inițiere Hermetică, ambele cărți scrise de Jean-Marie Rago. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minții deschise în cadrul campaniei Istorie, Doctrinele Ordinului Masonic. Să aveți o zi frumoasă în continuare. Vă mulțumim că ați fost și astăzi alături de noi și, bineînțeles, lectură plăcută. La revedere! La revedere!